Prăjiture cu zmiure, gătim cu căsuța mea din produse lactate naturale din cel mai bun lapte. Într-un vas se amestecă zmiura, împreună cu zahărul pudre. Într-un alt vas bateți ouăle, împreună cu zahărul pudre, extractul de vanilie și praful de sare. Se adaugă făina și se amestecă până primim un aluat omogen. Treptat turnăm frișca, continuând să amestecăm. Continuăm cu laptele. Veți primi un aluat foarte lichid. Acum transferăm aluatul într-o formă unsă cu unt. Se adaugă pe alocuri zmeura și se coace 50 de minute în cuptorul preîncălzit. Să vreți prăjitură atât caldă cât și rece. Iar noi vă mulțumim pentru vizionare. Poftă bună!